dacă deja am ajuns la abuz psihic, fizic, la ură, resentimente, furie, conflicte din acestea repetate pe o perioadă de luni și ani de zile, mie îmi vine greu să cred că acea relație mai poate fi salvată. Și în momentul în care tu începi să faci compromisuri sau sacrificii pentru partenerul tău și el se obișnuiește cu asta, îți va cere din ce în ce mai mult să le faci. Și așa ajunge la o lipsă de respect. Un om vertical, demn și asumat nu se victimizează niciodată și nici nu consideră că este victima nimănui. Aceasta este cumva o chestiune de educație relațională, să nu tolerăm, să nu acceptăm și să nu încurajăm manipularea, șantajul emoțional sau victimizarea din partea partenerului. Ele reprezintă doar o formă de manifestare a agresivității și a dorinței de control. Important este ca fiecare dintre noi, femeie sau bărbat, să căutăm să fim autonomi, independenți din toate punctele de vedere, iar de golurile noastre interioare, adică lipsa aceasta de sens a vieții, să o umplem înainte de a intra într-o relație. Bine v-am regăsit! Fericirea în cuplu începe cu fericirea ta. Există însă multe cazuri în care stai într-o relație chiar dacă ea îți face rău. Teama de singurătate, ratele la bancă, de dragul copiilor sau gândul că oricum nu vei găsi pe cineva mai bun, justifică o legătură toxică? Până unde merg sacrificiile și compromisurile într-un parteneriat? Despre despărțire, trauma sau eliberare? Vorbim în ediția de astăzi a emisiunii Arta Fericirii. Invitata mea este dr. Ursula Yvonne Santner, psiholog. Bine ai venit, Ursula! Bine te-am găsit, Mirela, îți mulțumesc pentru invitație. De ce unii oameni acceptă relațiile disfuncționale, deși acestea le fac foarte mult rău, un rău fizic și psihic? Oamenii sunt crescuți cumva cu ideea că cel mai rău este să fii singur, că o viață trebuie să o duci în doi, pentru că noi așa suntem jumătăți în căutarea altei jumătăți și doar așa putem fi un întreg, ceea ce este complet fals. Faptul că există atât de multe presiunea socială care ne determină să stăm în cuplu, și faptul că există în același timp modelul exterior, adică ne uităm în jurul nostru, vedem că și în alte cupluri lucrurile nu stau chiar foarte bine și atunci ne sacrificăm, facem compromisuri și continuăm acea relație. Cum definești o relație toxică? O relație toxică, în primul rând, pleacă de la lipsa de compatibilitate. Adică putem să stăm într-o relație cu un partener cu care nu avem absolut nimic în comun și de aici apar diferite frustrări. Frustrări care, puse una peste alta în timp, pot să ducă la foarte multe resentimente. Iar resentimentele se transformă în ură, furie, conflicte, tot felul de astfel de manifestări care n-au ce să caute în viața niciunui om. Eu nu sunt de acord cu asta într-o relație cu orice preț, iar în momentul în care nu ne simțim bine, este dreptul nostru și obligația fiecăruia dintre noi să ne căutăm fericirea așa cum o definim noi pentru noi înșine. Bineînțeles, în relațiile toxice, într-o manieră cumva dramatică, este vorba de abuz psihic sau fizic. Adică abuzul psihic pe care mulți dintre noi nu-l recunoaștem, avem impresia că este normal ca într-o relație să ni se adreseze partenerul sau partenera într-o manieră lipsită de respect, să existe jigniri, umilințe și astfel de lucruri. Iar de abuzul fizic nici nu mai are sens să vorbesc. Și da, există și abuzul sexual în foarte multe relații, tocmai în ideea că avem anumite femeile, de obicei sunt cazuri în care femeile acceptă abuzul sexual pentru că au impresia că este de datoria lor să stea la dispoziția bărbatului, chiar dacă ele nu-și mai doresc acest lucru. Și toate acestea fac ca realitatea din relațiile lor să fie una foarte tristă. Abuzuri fizice, abuzuri psihice pe care poate nici măcar nu le remarci. Da. În timp, ele vin așa cumva, se furișează în parteneriat și care de foarte multe ori duc la boli.
Da. Boli foarte grave are trupului. Da, absolut. Și ale minții, dar și ale trupului. Absolut, pentru că lipsa de considerație și lipsa de respect, adică în momentul în care partenerul tău ți se adresează folosind anumite cuvinte și îți diminuează stima de sine sau are această intenție și de multe ori, de fapt, în orice cuplu este vorba de o luptă pentru putere, iar în momentul în care un partener simte că poate să-l domine pe celălalt, va accesa diferite maniere prin care poate să facă asta. Și cu siguranță atunci când persoana cu care îți împarți viața sau la care te raportezi ca fiind cea mai importantă din viața ta se raportează la tine într-o manieră disfuncțională, aceste lucruri te apasă, n-au cum să nu te apese. Și ele, da, se transformă într-o tristețe care poate să ajungă în depresie și deja știm cu toții din medicina psihosomatică că tulburările psihice în momentul în care ajung la o anumită intensitate se somatizează, adică iau forma unei boli chiar la nivel fizic. De aceea, clar, nu este indicat să acceptăm în viața noastră lucrurile care ne fac rău. Sunt persoane care resimt foarte multe goluri interioare, o lipsă de sens a vieții, o neputință, o neîncredere. Și atunci idealizează relația de cuplu, de parteneriat, pun totul în partener, gândindu-se că acolo își găsesc sensul, își găsesc fericirea, ceea ce este o greșeală. Cu siguranță este o greșeală. Un partener... Nu poți să umpli golul din inima ta și din mintea ta, da, raportându-te doar la celălalt. Nu ai cum, pentru că asta este o capcană. Iarăși una dintre ideile nefericite care a fost promovată de-a lungul timpului și îmi imaginez că provine de undeva din basme. Ideea că poți să trăiești în suferință și să-ți duci crucea, iar la un moment dat va veni un salvator care, din momentul în care va intra în viața ta, toate problemele tale vor fi rezolvate. Poate veni acel salvator dacă tu ești pregătită să îl întâmpini. Nu ai nevoie de un salvator. Nu? Pentru că oricum nu poți să salvezi pe nimeni de sine însuși. Important este ca fiecare dintre noi, femeie sau bărbat, să căutăm să fim autonomi, independenți din toate punctele de vedere, iar de golurile noastre interioare, adică lipsa aceasta de sens a vieții, să o umplem înainte de a intra într-o relație. Altfel, există chiar și posibilitatea să apară acest salvator care să ne umple într-o anumită formă sau parțial golurile noastre interioare, dar într-o manieră artificială, adică ele pot fi umplute în mod autentic doar prin noi înșine, prin sensul pe care noi îl dăm vieții noastre. Iar atunci când apare această persoană și ne umple aceste goluri interioare, parțial, cum spuneam, există posibilitatea să intrăm într-o relație de tip simbiotic sau de relație de tip dependent și codependent. Relație care deja este disfuncțională în sensul în care niciunul dintre parteneri nu este de fapt întreg ca entitate, ca individ, are nevoie de celălalt și de aici apar compromisurile, șantajul emoțional, manipularea, care din nou în timp duc la resentimente și la acea stare de tensiune. E clar că în momentul în care tu ai anumite nevoi și nu știi să ți le satisfaci de unul singur, vei cere asta partenerului. Tu nu știi să fii fericit de unul singur și atunci aștepți acest lucru de la partener. Iar el poate să, parțial din nou, să-ți satisfacă anumite nevoi, dar nu în totalitate. Poate să-ți aducă bucurie în viață sau, cum spuneai tu, să-ți desăvârșească fericirea. Să-ți desăvârșească fericirea. Bucuria pe care ne-o aduc ceilalți este efemeră în momentul în care noi nu știm să dăm un sens vieții noastre. Este ca și cum ar fi un drog pe care îl luăm, îl gustăm, iar în momentul în care dispare efectul, ajungem din nou în acea stare de vid interior pe care o descriai. Iar asta nu este în regulă. Idealul ar fi, și să știi că nu este doar un ideal, a început să devină din ce în ce mai mult o realitate între persoanele care devin conștiente de sine, se dezvoltă personal, nu că e deja o realitate, dezvoltarea personală, și ajung să fie autonom, integri, și atunci intră într-o relație cu un alt partener la fel de autonom, integru și inteligent din punct de vedere emoțional, care are o viață proprie, o carieră, visuri, obiective și așa mai departe. Iar aceste relații, dacă bineînțeles este vorba și de compatibilitate, sunt cele care au cele mai mari șanse de succes. Spuneai de independență. Da. Dar această independență poate fi și ea înțeleasă și aplicată greșit.
să-ți oferi prea multă libertate și prea multă independență în relația cu partenerul tău sau cu partenera ta. Așa. Și de fapt să te ducă într-o înstrăinare, la o înstrăinare. Nu există acest risc? Eu nu cred asta. Eu cred că, în primul rând, libertatea ar fi normal să fie cuvântul cheie în orice relație, pentru că stai lângă cineva, pentru că îți dorești. Și atâta timp cât îți dorești. Și eu cred că cel mai bine este să dăm libertate totală partenerului nostru sau partenerei noastre și să vedem ce face cu ea. Ce înseamnă pentru tine libertatea totală într-un cuplu? Totală. Libertate totală de a alege, de a avea propriile visuri, obiective, pasiuni, preocupări, timp liber petrecut separat, să facă ceea ce își dorește. Și pentru că am ajuns la acest subiect, să știi că foarte multe dintre relații se degradează din momentul în care și-o asumă cumva într-o manieră conștientă sau într-o manieră legală căsătoria. Mulți oameni intră în într-o relație și au impresia că au ajuns într-o închisoare. Și indiferent cât de multă iubire ar fi acolo sau atracția inițială, când ai impresia că și simți că libertatea ta este limitată de așteptările, pretențiile, cerințele, egoismul partenerului tău, din nou ajungem la acele resentimente și dispare bucuria de a trăi. Eu mi-aș dori să fac un lucru, dar știu că te-ar supăra pe tine și atunci eu mă limitez. Faci și tu același lucru, ți-ai dori să faci lucruri, dar nu le faci pentru ca să nu mă superi pe mine. Și așa ajungem să ne manipulăm și să ne șantajăm emoțional. Dar acela să nu te superi tu pe mine nu ține și de respectul pe care eu ți-l acord, pentru că știu că ție nu-ți place. Dacă eu procedez așa, ție nu-ți place, da? Te supără, te deranjează. Da, dar este problema ta că te deranjează, pentru că eu n-am venit pe lume să corespundă așteptărilor și nevoilor tale. Dacă intrăm într-o relație de cuplu, e vorba despre compatibilitate, adică eu cu ceea ce sunt, în integritatea și independența mea, asta e necesar să-ți placă, nu cum ți-ai dori să mă manipulezi în funcție de propriile tale proiecții și așteptări. Asta nu reprezintă un deziderat al unor cupluri moderne. Nu suntem responsabili de ce alege celălalt să simtă ca și reacție la manifestarea libertății noastre interioare sau exterioare. Fiecare este responsabil de propriile sale emoții. Asta înseamnă să ai și valori comune și pasiuni comune. Da. Pentru că de la îndrăgostirea din prima etapă te îndrepți înspre iubirea adevărată, autentică, în cazul în care ea există și acolo vezi dacă există. Exact. Și să ai același valori, pasiuni comune, preocupări. Da, valorile sunt foarte importante să fie comune și chiar vreau să pun accent pe acest lucru. Doi oameni care nu au aceleași valori nu prea pot să formeze un cuplu compatibil. Cum evităm riscul de a căuta împlinirea așadar în viață, raportându-ne la ceilalți? Eu sunt bucuroasă, sunt fericită, am viața mea, doar dacă tu ești bucuros, ești fericit, ție îți merge bine. Atunci merg și eu mână în mână cu tine. Cum interpretăm asta? Adică fericirea mea depinde de fericirea ta? Nu. Fiecare dintre noi este responsabil de propria sa fericire. Și este de asta am fost atât de categorică și am spus nu, pentru că vreau să înțelegem un lucru. În momentul în care eu simt că sunt responsabilă de fericirea ta, eu îmi voi modela comportamentul și viața în funcție de așteptările tale și vor renunța la mine însă. Deci eu nu mai pot să fiu fericită în acel moment. Noi nu suntem responsabili niciodată de fericirea altor oameni și asta, această idee stă la baza manipulării și șantajului emoțional și a așteptărilor pe care le proiectăm asupra partenerului. Eu nu sunt de acord să punem relația mai presus de noi înșine și venim cu această idee tot ca și o cutumă, care nu este funcțională. Dacă ar fi fost funcțională și dacă compromisurile și sacrificiile ar fi fost bune, fericirea în cuplu era mult mai mare, dar nu este. Știu persoane care s-au sacrificat toată viața lor și au crezut că acest sacrificiu va avea la un moment dat o recunoaștere. Nu este așa. În momentul în care tu începi să faci compromisuri sau sacrificii pentru partenerul tău, și el se obișnuiește cu asta, îți va cere din ce în ce mai mult să le faci. Și așa ajunge la o lipsă de respect. Din experiența ta personală și din observațiile de la cabinet, sunt persoane care au avut curajul să pună stop, să iasă dintr-o legătură, dintr-o relație, o relație toxică, așa cum o numești tu,
și să-și găsească într-un final persoana potrivită? Da, deci, ai exemple? Da, cu siguranță. În acest moment, în grupul meu de apartenență, ca să spun așa, toți oamenii funcționează după aceste idei și le-au însușit, pentru că până la urmă asta este normalitatea. Da, sunt foarte multe exemple pe care eu le-am în minte în acest moment, că de oameni care au stat în relații disfuncționale și în momentul în care au spus stop, au ieșit din ele și au ajuns să cunoască persoane alături de care să-și desăvârșească această fericire personală de care spuneam. Și astea sunt cele mai frumoase momente în care găsim o persoană cu care rezonăm cu adevărat la nivel de valori, credințe, stil de viață și ne creăm acest parteneriat împreună. Nu o relație de subjugare reciprocă, manipulare și șantaj emoțional, și repet foarte frecvent asta, pentru că se practică mult în cuplurile noastre ideea că suntem responsabili de fericirea celuilalt, iar dacă nu facem sau dacă facem ceva în dezacord cu nevoile sale, ne simțim vinovați, rușinați de alegerile noastre, ceea ce nu e în regulă. Adică un adult n-ar avea niciodată niciun motiv să se simtă vinovat sau rușinat de ceea ce este el. Că până la urmă, fiecare este responsabil de sine însuși. Și asta nu este egoism, ci este respect de sine. Se folosește, de fapt, ideea aceasta că rămânem împreună pentru copii, deși între noi există doar tensiune sau conflicte sau lucruri negative, și este una dintre cele mai greșite idei sau lucruri pe care le putem face. Pentru că și în acele condiții copiii suferă. Absolut, copiii suferă în acele condiții mult mai mult, că ei știu și simt tensiunea și văd jignirile, poate chiar bătăile, văd lipsa de iubire care există, lipsa de armonie care există în familia lor. Și mai dacă le mai și spune mama sau tatăl, eu stau cu el sau ea pentru voi. E o formă de vinovățire suplimentară. Da, e o vinovățire și o povară pe care o vor purta. Și că trebuie să ne gândim ce model oferim noi copiilor noștri. Un model în care relațiile înseamnă suferință și stăm în ele pentru că trebuie să ne sacrificăm și să facem acest compromis și să... Atunci când alegem să facem asta, să ne gândim că vom da pe mai departe acest model. Iar copilul nostru va avea tendința să recreeze această familiaritate și relațiile lui viitoare. Pe când în momentul în care doi adulți nu se mai înțeleg și poate să se întâmple acest lucru, evoluăm diferit, nu mai avem valorile pe care le aveam în momentul în care am început acea relație, și în regulă, adică să avem demnitatea, să recunoaștem că nu ne mai regăsim într-o relație, să ne despărțim într-o manieră civilizată, matură, de oameni adulți, fără circ și fără conflicte, iar copiii să vadă un model al mamei fericite și un model al tatălui fericit. Și sigur că da, pot să petreacă timp cu fiecare dintre părinți, un timp de calitate sau mult mai de calitate decât dacă ar fi rămas în sânul unei familii care era destrămată din punct de vedere emoțional. Pentru o femeie e nevoie de foarte mult curaj ca să iasă din acea căsătorie, se confruntă cu ce spune familia, cu ce spun prietenii, cu ce spun vecinii, cu ce o să spună copiii. Adică de cât curaj are nevoie acea femeie și de ce resetare, ce sfaturi poți să le oferi? Multe dintre femei intră într-o căsnicie și cred în acel miraj că vom fi fericiți până la adânci bătrâneți. Renunță la ele însele, renunță la a avea o viață proprie, ele trăiesc pentru și prin copiii și familia lor. Și atunci, evident că este dificil când nu ai avut o carieră, nu ai lucrat în viața ta sau nu ai lucrat de mulți ani, când tot ceea ce ai făcut a fost curățenie, mâncare și să ți investești... Educația copiilor. Educația copiilor. Tu nu mai existi ca persoană, ci te definești prin copiii și familia ta, cum spuneam, atunci e dificil să pleci. Și cred că dacă mi-ai spus de sfat, un sfat pe care l-aș da oricărei femei ar fi să nu renunțe la ea însăși, să nu renunțe la ea însăși din punct de vedere fizic, psihic, emoțional, spiritual, profesional, și să caute să rămână întotdeauna independentă din punct de vedere material de soțul său. Dar independența aceasta materială este una dintre cele mai spinoase probleme. Cazuri. Da. Este chiar un miraj ideea aceasta că odată ce ne căsătorim,
din acel moment toate problemele noastre sunt rezolvate sau își vor găsi rezolvarea în cadrul familiei și vom rămâne fericiți până la adânci bătrâneți. Să ne uităm în jur la rata divorțurilor și să înțelegem că nimic nu ne garantează că persoana alături de care suntem astăzi va fi acolo și mâine sau ne vom mai înțelege și vom mai fi compatibili și peste 5, 10, 20 de ani. Să gândim cumva lucrurile dintr-o perspectivă puțin mai individualistă, în ideea în care, repet, fiecare este responsabil de sine însuși. În momentul în care ne punem viața în mâinile unei idei de familie sau în mâinile altei persoane, aici intervine, de fapt, problema cea mai mare. O femeie, atunci când face copii, e bine să-și asume faptul că există posibilitatea că poate va exista posibilitatea sau necesitatea să-i crească de una singură și să gândească din această perspectivă lucrurile. Nu să facă copii și să se gândească că tatăl acelor copii va fi mereu acolo lângă ea. Noi asta nu știm. La fel cum și pentru bărbați este același lucru, faptul că este o femeie acolo și fac copii împreună, asta nu înseamnă că vor rămâne mereu împreună. Și asta e o realitate, nu este ceva ce am inventat eu. Dacă deschidem puțin ochii, vedem în jur că lucrurile sunt așa. Sunt familii monoparentale sau persoane care rămân cu copii în îngrijire, poate din cauza unui accident. Nu vorbim neapărat acum de o despărțire pentru că nu mai sunt compatibili. Și atunci ce facem? Dacă, de exemplu, o femeie cu un copil, 2-3, soțul moare într-un accident și ea rămâne... Cum își crește acești copii? Adică hai să gândim lucrurile dintr-o perspectivă mai pragmatică și mai realistă și să renunțăm, să ne raportăm la viață dintr-o perspectivă idealistă sau utopică, pentru că viața bate utopia. Și atunci, dacă gândim puțin rațional și ne raportăm la toate aceste aspecte în această manieră, nu vom mai avea parte de atât de multe dezamăgiri și surprize neplăcute din partea vieții. Se poate trata această dependență de partener? Da. Fiecare dintre noi să își trăiască viața folosindu-se de puterea interioară a sa proprie, nu de alți oameni sau de speranțele, așteptările sau amăgirile, iluziile pe care și le fac că alții vor fi acolo atunci când vor avea ei nevoie sau pentru totdeauna. Asta nu se întâmplă în realitate. Aceasta este o opțiune radicală, e adevărat, de a pleca dintr-o relație în care nu mai există iubire, nu mai există respect, nu mai există înțelegere. Am mai avut totuși o soluție, să încercăm să salvăm acea legătură. Da, dacă nu s-a degradat prea mult și în momentul în care observăm că au început lucrurile să se schimbe sau să se ducă într-o direcție negativă, atunci să luăm acele măsuri. Dar dacă deja am ajuns la abuz psihic, fizic, la ură, resentimente, furie, conflicte din acestea repetate pe o perioadă de luni și ani de zile, mie îmi vine greu să cred că acea relație mai poate fi salvată. Și știi de ce? Pentru că noi ne obișnuim ca să ne raportăm într-un anume fel la un partener. Iar după 5, 10, 20 de ani în care partenerul sau partenera s-a obișnuit să te trateze într-un anume fel, este puțin tardiv sau nu cred că mai poate fi făcut ceva în așa fel încât să se schimbe radical și să ajungem din nou la bunăvoință, înțelegere și iubire. Pentru că unde punem toți acei ani în care te-ai simțit respins, te-ai simțit atacat sau ai fost umilit în fel și chip? Suntem oameni, nu suntem roboți, nu putem să dăm delete și să ștergem și apoi gata, acum din nou te iubesc. Așa ceva este imposibil din punct de vedere al psihicului uman. Cum răspundem șantajului emoțional într-o relație? Pur și simplu nu cedăm niciodată, niciodată. Nu cedăm. Nu, în momentul în care am cedat odată și l-am lăsat pe celălalt să ne manipuleze, inducându-ne acest sentiment de vinovăție, va avea tendința să continue și evident va fi maniera prin care își va atinge obiectivele și scopurile. Șantajul emoțional, odată ce îl observăm, îi atragem atenția partenerului asupra lui. Și să ne gândim la un singur lucru, șantaj emoțional înseamnă că eu încerc să-ți induc ție un sentiment de vinovăție.
în mod normal ar trebui să te înfurie sau să ai o reacție de respingere la faptul că eu încerc să-ți fac ție un rău, pentru că sentimentul acela de vinovăție pe care eu încerc să ți-l induc ție, sigur, pentru, și iar tu dorindu-ți să nu-l simți, vei face ceea ce vreau eu ca să te protejezi. Dar în momentul în care eu încerc să fac asta, este o acțiune negativă din partea mea care pleacă către tine. N-are cum să fie vorba de un gest care provine din iubire. Și atunci e important să-l descalificăm și să-l tăiem în momentul în care apare, fără nicio excepție. Unii parteneri recurg la aceste metode de manipulare, de a-i pune pe ceilalți apoi într-o lumină nefavorabilă, chiar de victimizare. Da. Cum gestionăm situațiile? Victimizarea este o alegere personală. Dacă tu alegi să te consideri o victimă a acțiunilor mele, este problema ta, nu este problema mea. Un om vertical, demn și asumat nu se victimizează niciodată și nici nu consideră că este victima nimănui. Aceasta este cumva o chestiune de educație relațională, să nu tolerăm, să nu acceptăm și să nu încurajăm manipularea, șantajul emoțional sau victimizarea din partea partenerului. Ele reprezintă doar o formă de manifestare a agresivității și a dorinței de control. Autenticitatea te va poziționa corect într-o relație, tu să fii autentic. Da, autenticitatea este, cred că, baza, tocmai pentru că vorbim despre compatibilitate, iar pentru ca să-ți dai seama că ești compatibil cu o persoană, e normal să fii autentic și să fii deschis de la început. În multe dintre relații sau există această tendință că atunci când întâlnim pe cineva să încercăm să ne creionăm o imagine ideală, să ne afișăm într-o manieră în care suntem perfecți și minunați, ascundem toate defectele, iar în timp oricum ele vor ieși la suprafață. Așa că dacă noi, fiecare dintre noi, și-ar asuma propria sa personalitate și am șlefui ceea ce dorim să șlefuim, menținem ceea ce ne place, nu menținem ceea ce nu ne place și ne prezentăm celor din fața noastră așa cum suntem, noi fiind mândri și mulțumiți de noi înșine, nu văd de ce am ne mai preface sau am pretinde că suntem ceea ce nu suntem. Știu că tu vorbești din propria experiență. Tot ceea ce scrii pe blog, ce scrii în cărțile tale, ai fost singură până la 35 de ani? Da. Deci nu ți-a fost frică de singurătate? Nu, pentru că scopul meu în viață nu este să am o relație. Scopul meu în viață este ca eu să mă simt bine cu mine și să fac tot ceea ce îmi doresc, să mă îmbogățesc, să evoluez, să cresc și să iau de la viață tot ce are să-mi ofere. Nu să intru într-o rutină sau într-o zonă din aceasta în care energia mea se consumă în a purta tot felul de lupte care nu duc niciunde. Ai făcut alegerile tale așa cum ai crezut tu de cuvință. Da. Și ai așteptat până ai întâlnit partenerul ideal, cel care a venit în viața ta în momentul potrivit. Da. Eu știu să dau un sens solitudinii mele. Pe mine nu mă sperie singurătatea, pentru că chiar, de fapt, fiecare dintre noi, până la urmă, cel mai mult creștem și ne dezvoltăm în momentul în care suntem nevoiți să ne asumăm această solitudine. Și atunci, da, eu sunt mai categorică, nu accept compromisurile în viața mea, pentru că eu am crezul ferm că fiecare om a venit pe lume și are datoria sau obligația să se bucure de viața sa. Asta, dacă asta înseamnă să fie singur, e în regulă, dar să stai în relații de compromis sau să faci sacrificii doar ca să fii cu cineva, mie mi se pare nedemn. Ce o face fericită pe Ursula Sandler? Să-mi trăiesc viața clipă de clipă cu tot ce are ea să-mi ofere. Atât. Mulțumesc frumos pentru această discuție. Îți mulțumesc și eu, Mirela. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Comunicăm în continuare pe pagina emisiunii artafericirii.tv și pe pagina Facebook. Ținuta este asigurată de Atelier Cristalini. Rămâneți cu bine și aveți curajul să fiți fericiți!